anii 80 și-au pus amprenta pe litoralul românesc. Cetățenii din Polonia își aduc aminte de vremuri în care Mamaia era doar o mică stațiune turistică. La Târgul Internațional de Turism de la Varșovia, mulți dintre aceștia au fost curioși să afle ce s-a mai schimbat în Mamaia și cât de diferit arată acum. Suntem extrem de plăcut surprinși de impactul pe care l-a avut standul României aici la Varșovia în rândul polonezilor. Toată lumea ne întreabă ce mai este nou pe la Mamaia și pe la Constanța. Stațiunea Mamaia și orașul Constanța au fost apreciate de turoperatorii din Polonia. România a fost destinația care a ieșit în evidență, atât în fața vizitatorilor, cât și în fața oficialităților care s-au oprit la standul țării noastre. Sunt amatori, iar traficul de pliante a funcționat excelent. Câțiva turoperatori s-au arătat interesați să includă destinația Mamaia Constanța în catalogele lor de prezentare turistică, iar reprezentanții aeroportului internațional Mihail Cogălnicianu s-au întâlnit cu una dintre cele mai importante linii aeriene low cost. Suntem încântați că am putut să prezentăm destinația noastră, oamenii au avut răbdare cu noi, ne-au ascultat și dorim ca acest târg, care reprezintă o potențială piață de aproximativ 100 de milioane de viitori turiști în plimbare în Europa sau pe meridianele lumii, o parte din acest business să ajungă și pe litoralul românesc, și anume la Mamaia și la Constanța. România are statutul de țară partener în cadrul Târgului de Turism de la Varșovia din acest an, unde participă peste 500 de expozanți din întreaga lume. Evenimentul este o oportunitate deosebită de a readuce în atenția turiștilor străini frumusețile naturale și culturale ale țării noastre.